Un studiu publicat ieri de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor a relevat că anumite substanțe regăsite în alimentele pe care le consumăm zilnic sunt cancerigene. Nitrozaminele prezente în anumite alimente pot provoca apariția cancerului. De asemenea, ele sunt și genotoxice, ceea ce înseamnă că pot afecta ADN-ul. Aceste informații fac parte din cadrul unui studiu care a fost publicat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor. Evaluarea noastră concluzionează că pentru toate grupele de vârstă ale populației UE, nivelul de expunere la nitrozaminele din alimente constituie o problemă de sănătate, a declarat președintele grupului științific pentru contaminanți din lanțul alimentar. Nitrozamine au fost găsite în mai multe tipuri de alimente. Specialiștii ne recomandă să acordăm o atenție deosebită atunci când cumpărăm produse din carne și mezeluri, pește procesat, cacao, bere și alte băuturi alcoolice. Potrivit studiului, cel mai important grup de alimente care contribuie la expunerea la nitrozamine este reprezentat de carne și produse din carne. Nitrozaminele pot fi găsite și în alte alimente, precum legumele procesate, cerealele, laptele și produsele lactate sau alimentele fermentate, marinate sau condimentate. Echilibrarea regimului alimentar prin consumul unei varietăți mai mari de alimente ar putea ajuta la reducerea aportului de nitrozamine. Acest studiu va fi prezentat Comisiei Europene, care va examina împreună cu autoritățile naționale măsurile necesare pentru gestionarea riscurilor. Relatează Antena 3.ro.